Concursul va avea loc numai în interiorul parcului. Nu ieșiți din parc. Nu umblu la gard după voi. Ne-am înțeles? Da. Concursul numai în parc. Startul de aici, sosirea aici. Dacă vă rătăciți, vă toați stăpăi dacă vă rătăciți. Chiar dacă v-ați fricit de căutați postul, vă toați stăpăi. Miercuri 4 martie 2020, în Parcul Municipal din Roman, începând cu ora 9, a avut loc Cupa Mărțișorului, concurs de orientare destinat tinerilor din diverse școli și licee, atât din Roman cât și din Iași. Un concurs de orientare, cu prilejul primăverii, Cupa Mărțișorului, facem în colaborare cu Palatul Copiilor Iași, deci Clubul Copiilor de Roman, în colaborare cu Palatul Copiilor Iași. Facem un concurs de orientare cu participare internațională. Vor veni și de la Iași o mașină, vreo 40 de concurenți, cu cei de la școala 8, cu cei de la liceul 4 și cu alți copii de la Clubul Copiilor și de la Clubul Atletic Roman. Sperăm să fie ceva interesant și să întâmpinăm primăvara cu alergare și bucurie. Practic, orientarea constă într-un traseu pe care trebuie să-l parcurgă cu ajutorul unui hărți. Cine îl parcurge cel mai scurt timp, câștigă. Important e să înțeleagă harta, să înțeleagă să citească o hartă, să înțeleagă ce înseamnă competiția și să ne să distreze. Până la urmă, important e să ieșim, să alergăm, să scoatem copiii din calculator și din telefon. Anul acesta sper să treacă de 100 și ceva de concurenți. Deci aici sunt 40-50, mai vin într-un autocar de 40 de oameni, facem vreo 100 de concurenți. La sfârșitul concursului de orientare, fiecare participant a primit diplomă de participare și o experiență care cu siguranță nu va fi uitată.